La DNA, precum se vede, cărare fac destui faimoși, par de la zoo, cine ar crede? Rechine, lene și cocoși, cu zâmbet larg, simandicoși, se vor celebri pe monede, însă privindu-i cine ar crede rechine, lene și cocoși, firesc au fost și fioroși, dar brusc sunt mielușei, se vede. La DNA, cine ar crede rechine, lene și cocoși, probând cătușele de boși. Iată un rondel, deci și rondelul este o specie care se pretează foarte bine la nota aceasta umoristică, la vizarea unor lucruri care trebuiesc vestejite prin cuvânt. Proverbială. Peste timp, minune mare, cu tănase nas în nas, mă întâlnesc, mai fac un pas și-mi iau nasul la purtare. Asta cam așa. Armonizare. Otrăvitoare euri în mâncare, rodesc până la urmă inerent și dau orgolii pline de savoare de smulte euri azi în Parlament. Satul azi, satul-i părăsit de acum, tinerii splecați poinari, case lunecă în drum, peisaj cu pensionari. Concluzie. Îl mai încearcă un frământ când meditează despre viață, mai mulți amici are în pământ decât la suprafață. Madrigal. Aveai un tatuaj de fân cosit, rodind pe coapse mângâiere nouă, câți maci de sărutări am risipit să simt o tava dantelată în rog. Iată și pe mult prea sensibilul nostru coleg în acest madrigal. Excelent, într-adevăr, excelent. Mă scuzați că mai fac câte o chestie. De raiere, întreba un prezident, premierul prins atent, cum astupi tu gaura pe ecran Izaura? Deci întreba Băsescu pe Ponta, e gaură în buget, cum ascund? Și pe ecran era Izaura. Nu din filmul Izaurului, Izaura aia, Becea Mondial. Unicat, parașutistului de excepție, colonel în retragere Gheorghe Iancu. Campion mondial. Sub cupola de mister, parașută i-a dat sfântul, mult s-a antrenat în cer, spre recordul cu pământul. Bun. L-am cunoscut, maestru. E ceea ce vezi în sectorul 5. De Crăciun lumini deșteaptă cartierul în agonie, în sclipici, confetii coaptă, sărăcia în ferie. Marian cu pălărie. Domnul Liviu, așa e. Domnul Liviu, Fanta, e bună completă.